Revoluția culturală revine la Malul Mării și în acest an. Ajuns la ediția 6-a, Festivalul Internațional de Teatru Independent de la Constanța susține fenomenul cultural independent și reprezintă o rampă de lansare pentru tinerii actori din toată Europa. Sunt cele mai noi spectacole de teatru independent, bineînțeles, spectacole pe care noi le-am selectat în urma preselecțiilor care au avut loc luna trecută. Avem, bineînțeles, cele trei secțiuni de teatru pe care le avem de fiecare dată: teatru independent, teatru pentru studenți și teatru pentru liceeni. În afara spectacolelor care vor participa la secțiunile din concurs, vor fi susținute și piese care vor avea ca protagoniști actorii consacrați ai scenei românești, precum Horațiu Măleele, Magda Catone și Maia Morgenstern. În această seară, de la ora 20, avem primul spectacol de teatru independent în concurs, Teatrul de Artă, București, iar apoi Horațiu Măleele va urca pe scenă cu un recital, o one-man show, i-am putea spune. Sunt bucuroasă, mi-e important să fiu aici în primul rând, să ascult pe fiecare, să comunicăm. Eu personal fac parte din public, sunt un spectator. Sunt spectator în egală măsură în care sunt creator de teatru, de spectacol, de idei. Și în felul ăsta poate că foarte mulți dintre noi sunt sau ar putea să devină, ar avea o voce, ar putea să-și exprime credințele și creativitatea. Evenimentul se desfășoară în perioada 19-22 august la Termele Romane, pe două scene amenajate și la Teatrul de Stat Constanța. Intrarea este gratuită la toate spectacolele în limita locurilor disponibile. Festivalul este organizat de Art Society Center și este finanțat de Primăria Municipiului Constanța.